Christopher și Edgar lucrează pe stradă astăzi. Christopher are nevoie ca Edgar să sape o groapă chiar acolo. Edgar, ești gata să sapi groapa? Edgar, dar ce faci? De ce nu ai săpat groapa în locul copilului? Christopher, atenție! Edgar, de ce nu ai săpat groapa în locul potrivit? Ar fi trebuit să-l asculți pe Christopher. Christopher are nevoie de ajutor, Edgar. Du-te și cheamă patrula. Patrulă! Edgar a săpat o groapă în locul greșit și Christopher a căzut în ea. Îl puteți ajuta pe Christopher înainte să rămână blocat? Hector, o poți găsi pe Amber? S-ar putea să avem nevoie de ajutorul ei. Bună, Amber! Patrul auto are nevoie de tine. Christopher a căzut într-o groapă. Mulțumim, Amber! Nu vă îngrijorați. Patrula îl va scoate pe Christopher de acolo înainte ca betonul să se întărească. Bună idee, Matt. Ar trebui să pui conurile în fața gropii ca să nu mai cadă și alte mașini. Mulțumim, Matt! Frank, roțile lui Christopher sunt blocate în betonul umed. Poți spăla betonul înainte să se întărească? Bună treabă, Frank! Acum Christopher își poate mișca roțile. Ce spui, Christopher? Tot nu poți să ieși din groapă? Hector, îl poți ridica pe Christopher cu macaraua ta magnetică? Bună treabă, Hector! Cum te simți, Christopher? Uite, las-o pe Amber să te repare. Asta este, Christopher. Ești ca nou acum. Ce spui, Edgar? Îi ceri scuze lui Christopher? Îți pare rău că nu l-ai ascultat și ai săpat groapa în locul nepotrivit. Ce spui, Christopher? Accepți scuzele lui Edgar?
E minunat, Christopher. Bună treabă, patrulă. Acum Christopher și Edgar își pot termina treaba. Mulțumim din nou, băieți. Matt, mașina de poliție. Salut, Henry. Salut, Tom. Repari vopseaua lui Henry pentru că el se arate ca nou la cursa de azi? Ce s-a întâmplat, Tom? Vopselele tale lipsesc? Îngrozitor! Da, ar trebui să suni patrula. Poate ei vor găsi vopselele înainte să înceapă cursa. Matt! Frank, cineva a furat vopselele lui Tom. Minunat! Tom și Henry vor fi bucuroși să afle că patrula a preluat cazul. Hei, unde-i Hector? S-a dus să oprească o luptă? Păi, atunci trebuie să prindeți hoțul de vopsea fără el. Matt caută urme de cauciucuri. Nu văd să fie pe aici. Ai găsit câțiva stropi de vopsea? Să urmăm stropii de vopsea. Ar trebui să urmărești aceste urme de cauciucuri mici. Se pare că urmele de vopsea i-au adus pe Matt și Frank față în față. Nu la hoț. Stai puțin, sună ca Hector. Lupta pe care trebuia să oprească trebuie să fie aproape. Uite-l pe micul Jeremy și micul Ben. Dar de ce se luptă? Hector are dreptate. Nu e o luptă reală. E o luptă cu vopsea. Se pare că ați găsit hoții. E timpul să vă curățați, copii. Nu vă supărați, copii. O să vă placă. Gata? Vedeți? E distractiv să te lupți cu apă de asemenea. Și cu siguranță mai puțină mizerie. E timpul să ducem vopselele acelea înapoi la Tom, ca să poată repara zgârieturile lui Henry înainte să înceapă cursa. Mașinuțele sunt triste, pentru că nu mai au cu ce să juca acum. Bună idee, Matt! Cursa lui Henry va începe în curând. Matt spune că puteți urma patrula acolo, odată ce returnați vopselele lui Tom. Bun.
Bună treabă, patrulă! Tom își primește vopselele înapoi, Henry poate lua parte la cursă și mașinuțele sunt fericite. Bună, prieteni! Mergeți cumva în camping? Să fie puțin înfricoșător, nu? Bine, bă, bă. E în regulă, Frank. Era doar burtica lui Matt. Și burtica ta face probleme. Mă vine, mă bapă, ne bapă. V-ați dori să vină Carlo cu niște pizza? Ce idee minunată! Păi atunci chemați-l! Bună, Carlo! Patrul auto ar vrea niște pizza. Crezi că l-ai putea livra? Carlo, atenție! Carlo, ești bine? Farurile tale s-au spart. Cred că piatra aceea s-a prins între roți. Ar trebui să mergi să le repari. Vrei să duci pizza mai întâi? Nu știu ce să zic. Să mergi fără faruri poate fi periculos. Păi să fii atent, bine? Prieteni, spuneți povești înfricoșătoare? Povestea copacului mașină bântuit? Să nu vă speriați prea tare, bine? Vă poate face să vă imaginați lucruri. Ce e sunetul ăsta? Oh, nu! E copacul mașină bântuit! Fugi, patrulă! Prieteni, cred că ați scăpat de copacul mașină bântuit. Nu-mi vine să cred că legenda e adevărată. Pizza? Stați puțin, prieteni. Ăsta nu e monstru? Carlo! Era el, vă aducea pizza.
Pa. V-am spus să nu vă entuziasmați prea tare la poveștile înfricoșătoare. Alina! Carlo are o poveste înfricoșătoare? Despre un monstru marin la bâlci? Sună înfricoșător! Păi lăsați-o mai moale, prieteni, să nu vă speriați prea tare. Matt, mașina de poliție. Salut, băieți! E o zi superbă pentru plajă. Wow! Bobby e incredibil! Hei, a venit Hector! Salut, Hector! Ai venit să vezi spectacolul? Oh, cred că va sări din nou! Ia uite-l! Oh-oh, Bobby a rămas blocat! Stai liniștit, Bobby! Te vom scoate de acolo! Bine gândit! Mai bine ai merge să-i chem pe ceilalți din patrulă să-l ajute pe Bobby! Grăbește-te, Hector! Hei, băieți! Bobby a avut un accident. A rămas blocat pe plajă. Puteți ajuta? Bun! Să mergem! Grăbiți-vă! Nu vă îngrijorați! Patrula va rezolva problema asta numai decât. Jetul tău de apă e chiar puternic, Frank. Asta ar putea să funcționeze. Of, Doamne! Bună încercare! Dar Bobby e în continuare blocat. Acum ce facem? Bună idee! Dacă scăpăm de unul dintre bolovani, îl vom putea elibera pe Bobby. Hector, îți poți folosi cârligul? Pare complicat. Stai liniștit, Hector. Mai încearcă o dată. Asta este. Ai reușit. Acum trage cu toată forța. Funcționează, Hector! Bolovanul se mișcă! Oh, uite că te ajută și Matt! Stai liniștit, Bobby! Te vor scoate imediat! Bun! Acum, cu forța lui Frank, ar trebui să reușiți să scoateți bolovanul de tot!
Ești gata, Frank? Merge! Wow! Incredibil! Bună treabă, patrulă! Ați salvat situația! La revedere tuturor! Pe curând!